Avem un băiețel de 11 luni, o mamă disperată, un mol aglomerat și familia de clejani. Să înceapă farsa! Viorica, o mămică model, s-a gândit că unui bebeluș îi stă mai bine la masă decât pe hol. Ca să nu rateze rezervarea făcută la restaurant de Ioniță, complicele nostru, Viorica a luat bebelușul cu ea. Așteptarea e mai ușoară cu o friptură în farfurie. Este frumos, nu uite mult să aia. Să iau un pic cărucior la o parte, să intrăm cu masă aici. Să pun aici. Ce să faci? Să pun cărucior la o parte, ca să iau masa asta aici. Da, da. Ok? Da. Auzi, păi nu e copilul nostru măcar. A venit una nebună. De când l-ați lăsat aici? De când am ajuns, mă, de la ora 8. Tu vezi că e ceva nerezit? Unde? Unde știu eu? 1 și 2 și ceva s-a nevărit de la ora 8. Du-te, băi, și caut-o pe măsă. S-o caut eu pe măsă, mă? O fi căzut la veciu, pe mea. Nu, 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 dar ce dracu să mai mănânc? M-a luat temperatura el. Arăt. Ia vreau. Ăia asta are febră. Arăt. Într-o dată. Să spun ei, cum era? Păi era cu o fustă pe ea, cu un tricou și cu părul ridicat în plamănit. Avea ochelari? Eu nu mai știu. Nici nu mai știu cum arată să dea dracu, că nu-mi lua seama bine. Aveți și un nepoțin să vă trăiască. E nepotul meu, băi, ce-i băugat. Păi dacă avem eu un nepot, era mai frumos de el. Așa nu-i frumos. E frumos și-l și. Dar mi-a era cu ochi albaștri, așa sunt tot pe nepotul meu. Da? Da. Francis, bine.
repede, mă țin. Știi al cui e copilul ăsta? Hai să spui și tu. Am venit cu una nebună, cu căruciul la ușă, spus. Vă rog frumos, ajutați-mă că vă miros pe copilul ăsta și aveți grijă de că mă întorc în două minute. Și eu, uite, să-l văd aici acum. M-a lăsat copilul aici. Hai de mine. Dă-mă apucat dracu tremura, tu nu mai poți. Dar nu se poate, trebuie să mă însemn la tine. Păi și când să-ți dea aia, să prime 3 ore și o să stau aici să iese copilul ei? Bă, ce-am mai spun dacă nu mi-a scăzut glicemia? Băi, ăsta, mi-a scăzut glicemia. Bine, baba, îmi tremură corpul. De ce, dragă? Păi de ce, dacă nu mai vine de mentaia să-și ia copilul? Păi tu știi cât ai văzut că rest de copilul pe stradă și nu-și ia Băiețelul dă semne că îi place pe soții de la Clejani, iar mama nu mai apare. Și cum a crescut deja doi, Viorica se gândește deja cum ar fi să-l crească pe al treilea. Până atunci însă mai face un efort de a-l înapoia. Da, anunț în studioul Pro FM din Mol, să se audă peste tot că doamna de la Clejani e pe cale să devină mama adoptivă. Se pare că avem o situație destul de delicată. Ceva mai devreme a venit o tante care și-a pierdut copilul în megafon. Acum se pare că acel copil a intrat în posesia Vioricăi de la Clejan, iar mama este de negăsit. Așadar, doamnă, scumpă doamnă, dacă nu știți unde este copilul, să știți că este alături de Viorica de la Clejan, în studioul nostru, proiectul Mol, de la etajul 1, deasupra patinoarului. Vă așteptăm aici să vă ridicați. Spune-i că mă doare capul, mi s-a ridicat tensiunea. Ați auzit? O doare foarte tare capul și se... O mamă, ca lumea nu-și lasă copilul, hei, madame! Bine, vă așteptăm la etajul 1. Te duceai și te puneai cu el pe WC-ul, eu așa făceam cu Marga. Și cu Fulgi, mă așezam la toaletă cu copilul pe picioare. La proiect Memor continuăm cu muzică, dar avem anunțat Alex Velea, rămâi aici. În timp ce Viorica se duce la sediu Pro FM pentru că ea crede că cineva a dat un anunț că s-a pierdut copilul, noi se frâng foarte ușor gențile, jaca și să vedem cum reacționează. Da? Hai să comandăm să mâncăm. E comandă și lui copilul ăsta? Eu comandă? Nu vrei să lămâi acasă, că ce mai scump dacă nu luăm? Cum mă că vine mă ăsta după el? Păi Ioane! N-ai cum, Viorico, pentru mine e admisibil așa ceva. M-a luat căldurile, ține copilul să nu cadă. Masa aia nu o să mai vină niciodată, auzi, s-a dus dață, de aia anunția că și-a pierdut copilul, dar ei să-ți dai seama că nu e sănătoasă. Spune-i, Viorico, spune-i mă, băi, ține-l cade, Viorico. Viorico, vorbește-mă cu ea. Nu mai mint, dai să-l mai țin eu, că m-am plătesit. Ei, și eu ce să vă fac, că l-am luat amândouă. Auzi, visul care l-am visat aseară mie mi se îndeplinește. O să avem încă un copil. Hai mă, că te iei să vezi ce țoale-ți au. Ți-am mai de la de barosan, asta cu copilul. Unde e geanta mea? De ce ține mea asta? Și gluma se îngroașă. Oane! Geanta mea, unde e gențile noastre? Ce gențele voastre? Nu te faci că nu știu acum, chiar că mă enervezi. Ușor mă, lasă că lovești copilul, Viorico! Auzi, ușor! L-a dăsat aici? Da. Era o geanta mea aici și o geacă galbenă și vă plimbați pe lângă masă în continuu. Acolo e medicamentele mele, ai înțeles? M-a luat călduri, care am dat o grămadă bani pe ele. Băi, lasă-mă, Viorico, te vede lumea. Eu fac tratament la Marcu, știi? Viorico? Fac un tratament și am dat o grămadă de bani pe Vasilele. Unde e gențile mele? Viorico? Dar nu era o geantă, cum ai mare spus să dau din gură unde mi-e geanta? Dar ușor că se uită lumea la tine, nu e problemă. De unde ce mi-a luat gențile mele? Ia, ai grijă de copil. Și când nervii cântăreței erau întinși la maximum, vine și mama micuțului, pusă pe scandal, bineînțeles. Costin! Doamne, Sfinte! Unde mi-e copilul, doamne? Nu mai pot! Vă caut de jumătate de oră, v-am lăsat acolo, de ce l-ați băgat în restaurant, doamne? Cred că tu ești sănătoasă, zău! Eu nu sunt sănătoasă, dar eu l-am adus la restaurant, nu știi de câte luni are copilul meu? Vine la mami, Costin! Cum ai avut grijă aici? Aici, în bar, cu toți oamenii ăștia. Mersi, mersi. Am chemat și paza. Păi de ce mine ai lăsat nouă? De ce mine ai lăsat nouă? Păi am și o încredere că vă știu de la televizor. Am zis că sunteți mamă, că mă înțelegeți. Oh,
copilul e bolnav, nu poate să mănânce orice. Credeți că e așa de simplu? Am știut, pe 10 minute, 15, dacă am văzut că n-ai venit, am stat aici și mă duceam mereu acolo și întrebam de tine. Păi eu v-am spus că o caut pe maica mea, dacă nu găsesc pe aici, ce vreți să fac? Am chemat și paza, am chemat pe toată lumea, n-am ce să fac. E, dar v-am rugat și eu să mă ajutați, acum nu trebuie să vă supărați așa, să reacționați așa urât. Nu, dar vă caut, vă caut pe aici, de ce se bate? Te l-ai găsit? Stau puțin să mă liniștesc, că nu mai pot. Ia o gură de fresh. Nu, lăsați, lăsați, vă mulțumesc. Nu, nu. Acum nu trebuie să faceți mișto de mine. Și când părea că aventurile se vor sfârși pentru sărbătorita noastră, vine cireașa de pe tort, acuzații de furt. Dar geanta mea unde e? Că aveam o geantă neagră și adineaur o aveam când am venit aici. N-ați văzut unde am pus-o? Dar era o geantă de piele, o geantă neagră de piele. Nu am stat decât aici, n-are unde să fie. Auzi, dar și noi respără genții, că și noi avem două genți și nu mai le găsim. Păi și ce credeți, că le-a furat copilul meu? Uitați-vă, unde să fie? Stai, ce vorbe ai? Te-a furat copilul meu, dai cum la mega, ai? Păi și dacă aveți chef de glume, eu ce să mai zic acum? Păi genții mele ca mânire, tratamente în valoare de 2-300 de euro. Acum, eu vă cred, dar poate nu știți ce aveam eu în geanta acum, na? Eu să știți că m-a dus să chem paza, nu mai glumesc. Păi hai să vedem ce sună poliția atunci, dacă nu furați dumneavoastră și nici nu nimic. Ce vi-am furat cu geanta aici? Au, de la copil am urmat ce vi-a furat și geanta. Doamna Viorica de la Clejani? Este? La mulți ani, doamna Viorica de la Clejani de Flori. Ia uzi, bă, ce sunt aici. Ia ascultă. Ziua ta. De Flori este, draga noastră, Viorica, pentru tine un buchet de flori. Stai, ține microfonul. Mulțumesc frumos. Să știi că Ionita a fost complice. A, unde e, mă, parfumurile alea care ai zis că eu... Mamă, ce m-a enervat aia! Și pentru că sunt florile, avem un tort cu foarte multe flori pentru tine și să rămâi aceeași floare a muzicii! Mulțumesc frumos, măruță! La mulți ani! Da, așa te porți, mă, cu copilul ăsta! Lasă-mă, mă! Uite, mă, mama plânsă! Eu și sunt sătulă de copii, că m-am săturat cât am crescut pe ei mei și nu m-a ajutat nimeni cu copiii mei. Eu și la toaletă mă duceam cu ei pe veciu, mă, ca să știți și voi. Nu scăpam de asta și de fulgii. La mulți ani, să-ți dea Dumnezeu tot ce-ți dorești. Nu mai tu poți să faci forțe de astea, mă. Păi să ne ții minte, mă, și de Flori. Cine mă iubește mai mult decât tine, a? Să ne ții minte și de Flori.